Ai început? Acum. Da. Cat. Cu ținușă de protecție, conform recomandării OMS, Organizației Mondiale a Sănătății, ca să ne protejăm, sau să protejăm. Așa. Avem nevoie de vată. Vata obișnuită e prea groasă. Și atunci, din mai multe straturi, folosim un singur strat pe care îl rulă. Așa. Asta, asta, asta. Așa. Și partea de la strat îl rulă. Burlan gipsat, burlan femoro-gambier, burlan gipsat. Asta înseamnă regiune împrejur cu fașa de gips. Da? Tăpim bine pacientul. Așa. Tapul protejează la transpirație de absorbe transpirație și de virusul și de bla bla bla. Ce trebuie să zic asta? Asta este din decor. Așa, ține acolo, în fașă, o bucățică de vată, așa. Observăm. Puteai să zici că dacă ai din alt, fești din alt, autoband. Autoband, dacă n-am ce să fac, am de asta de care am. Nu mă gândeam, așa. Adică trebuie spus că dacă ai. Să rămân aici cu camera, nu? Cum? Zic, rămân așa. O să duci într-o parte un pic? Să rămân aici. Acolo să văd ce. Jumate peste jumate, adică spira superioară sau așa să fie jumate peste spira inferioară. Da. Asta se așa se imobilizează, se modelează bine. Așa. Să rămână lipită de corp, adică să fie derulată
decât așa, da? În sensul de derulare. Deci nu o ține în mână, nu așa, ci să-ți stea lipită de corp. Așa. Asta este recomandarea cea mai bună. Da? Bun. Modelăm bine. Următoarea, așa. Așa începem de jos. Și continuăm astfel încât să avem minim 6-8 straturi. Asta, sau 6-8 straturi, să... Asta vă vreau ce spun acum. Bun. Așa, ok. Acest burlaj statului este o flexie ușoară de... 10-15 grade. 10-15 grade, așa cum. Deci aici, deci nu așa, nu e bine. Așa, e poziția și se modelează foarte bine cu evidență. Da? Așa, e bine ca după fiecare strat să se modeleze, să se modeleze de stratul de jos, pentru că altfel rămâne ca strat cu strat, ca într-un etaj de prăjitură și se usucă anapoda. Mai devine foarte eficient. Nu se lasă așa, că se fac impresiuni, așa, nu, indicat, și cu totul poate să sprijină. Și cu mâna atinsă. Pentru a se da unghiul. 10-15 grade. Începe să îndrească. Așa. Acum se modelează baurile. Adică. Așa. Și sus. Mai așez. Bun. Dacă observăm că partea de sus aici este foarte strâns, comprimă, tăiem perpendicular, facem o crestătură. Da? Și dăm? Ok. Asta este imobilizarea în burlanul sat, femuro, gambir. Ok.